Salutare tuturor! Astăzi vorbesc despre aspectele lui Lilith în harta natală cu alte planete. Aspecte benefice. Ce înseamnă aspecte benefice? Trigon, sextil, câteodată și conjuncție. Iar aspecte malefice sau mai puțin benefice ale lui Lilith sunt opoziția, quadratura și unele dintre conjuncții, în funcție de situație, cu cine face această conjuncție, cu ce planetă. De exemplu, aspecte benefice cu Soarele. Aceste aspecte promit o expresie sănătoasă a puterii personale, a individualității. Pot aduce încredere în sine, carismă și abilitatea de a avea impact asupra mediului. Acești nativi tind să-și asume rolul de leadership și să inspire prin prezența lor puternică. Cu toate acestea, ei ar trebui să fie atenți la tendința de a deveni prea autoritari sau centrați excesiv pe nevoile lor. Aspecte benefice cu Luna favorizează reconectarea cu partea emoțională, profundă, intuitivă și le permite nativilor să acceseze cu ușurință partea emoțională, pot cultiva relații autentice, profunde și pline de compasiune. Pot fi părinți, mentori sau vindecători în plan emoțional foarte buni. E bine să evite totuși tendința de a fi, de a-și crea, de fapt, dependențe emoționale sau să se piardă în manifestare prea emoțională în viața de zi cu zi. Aspecte favorabile cu Mercur favorizează gândirea originală, comunicarea fermă și capacitatea de a-și exprima gândurile și ideile fără teamă sau cu riscul de a se cenzura. Are talent oratoric și scrisul și abilitățile fizice pot fi amplificate. Acești nativi pot fi inovatori în modul lor de a gândi și a folosi și a transmite informațiile. Ei totuși trebuie să aibă grijă să nu devină prea îndrăzneți, nerăbdători sau lipsiți de tact în comunicare. Aspecte favorabile cu Venus aduc o apreciere profundă pentru frumusețe, artă, plăceri senzoriale și relații de dragoste. Relațiile pot fi pasionale și bazate pe o atracție magnetică puternică. Creativitatea și talentele sunt foarte bine reprezentate. Acești nativi au o calitate născută de seducție și un farmec special. Cu toate acestea, ar trebui să evite tendința de a deveni prea materialiști, hedoniști sau dependenți de validarea exterioară. Aspecte favorabile cu Marte oferă curaj, inițiativă, energie sexuală robustă și dorința de a lupta pentru ceea ce cred sau pentru ceea ce își doresc să realizeze. Nativii își eliberează furia și pulsiunile reprimate într-un mod sănătos și constructiv, prin sport sau orice activitate care folosește energia în exces. Pot fi adevărați războinici în apărarea unor cauze în care cred cu adevărat. Dar e bine să aibă grijă să nu devină prea agresivi, să aibă porniri necontrolate sau să fie conflictuali fără miză. Aspecte favorabile cu Jupiter aduc spirit aventuros, optimism fără măsură, bunăvoință și abilitatea de a privi dincolo de limitele impuse de unii și de alții. Este ușor pentru acești nativi să-și extindă orizonturile și să exploreze noi teritorii interioare și exterioare. Ei pot fi foarte norocoși și binecuvântați cu oportunități. Totuși ar trebui să evite excesul, aroganța sau tendința de a risca prea mult.
Aspecte favorabile cu Saturn conferă disciplină, hotărâre, maturitate și capacitatea de a-și urmări țelurile pe termen lung, fără să se abată de la drumul ales. Oferă de asemenea o abordare practică și rațională a provocărilor vieții. Acești nativi pot fi foarte responsabili, credibili și de încredere. Evite a deveni prea rigizi, cinici sau deprimați. Aspecte favorabile cu Uranus. Aduce inovație, rebeliune, independență și nevoia de a trăi indiferent de consecințe. Transformarea radicală a identității devine inevitabilă pentru acești nativi. Ei pot fi pionieri, avangardiști și nonconformiști, însă ar trebui să aibă grijă să nu devină prea impredictibili, haotici sau șocanți în căutarea libertății. Aspecte favorabile cu Neptun. Amplifică intuiția, sensibilitatea emoțională, creativitatea și conexiunea în plan spiritual. Deschide ușa către dimensiuni transcendente și tendința să exploreze anumite părți mai profunde ale sinelui. Acești nativi pot fi artiști talentați, visători sau mistici inspirați. Cu toate acestea, ei ar trebui să evite escapismul excesiv, confuzia sau tendința de a fi prea visători. Aspecte favorabile cu Pluton. Conferă putere, intensitate, magnetism sexual și capacitatea de transformare profundă. Acești nativi pot experimenta renașteri repetate ale identității și un proces constant de moarte și renaștere simbolică. Ei sunt adesea șamani puternici sau vindecători, însă trebuie să fie atenți la tendințele de control excesiv, obsesie sau manipulare. Aspecte mai puțin benefice cu Lilith. De exemplu, aspecte nefavorabile cu soarele. Sugerează conflicte de putere, egoism excesiv și dificultăți în a-și impune voința sau a fi recunoscuți. Poate exista o dinamică dificilă cu figurile autoritare de-a lungul vieții sau chiar lupte interioare cu propria persoană, adică un dezechilibru în plan interior. Acești nativi pot avea tendința de a se comporta într-un mod prea autoritar sau de a simți sau de a se simți limitați în exprimarea puterii personale. Aspecte nefavorabile cu Luna. Pot provoca instabilitate emoțională profundă, emoții intense și conflicte legate de securitate emoțională și materială și siguranță emoțională. Este posibil să fi existat răni din copilărie sau aspecte nerezolvate legate de relația cu mama. Acești nativi pot avea dificultăți în a se consolida în plan emoțional sau în a găsi un echilibru interior. Aspecte nefavorabile cu Mercur pot aduce probleme de comunicare, expresie defectuoasă, gândire rigidă și dificultăți în a transmite ideile într-o variantă eficientă. Pot avea o dezordine în plan mental, tendința de a fi impulsiv verbal sau au o lipsă de abilități analitice. Aspecte nefavorabile cu Venus. Poate să fie o direcționare nepotrivită a energiei lui Venus prin dificultăți de relaționare în plan amoros, prin neadecvare sau alegerea nepotrivită a unor parteneri care n-au nicio treabă cu persoana nativului, relații instabile în plan emoțional. Dacă nativii sunt creativi, nu prea își folosesc aceste talente și abilități într-o variantă constructivă pentru a avea anumite rezultate, își pot crea dependențe nesănătoase în plan relațional sau în plan material. Când sunt aspecte nefavorabile cu Marte, energia sexuală și energia în general nu sunt folosite într-o variantă armonioasă, există ori un exces, ori o deficiență, există momente de furie necontrolată și dorință permanentă de conflict, de a fi tot timpul
în contradicție cu ceilalți. Aspecte nefavorabile cu Jupiter, poate să fie un optimism care e așa, fără măsură și care duce nicăieri, pentru că nu există nicio direcție clară. Poate să fie o împrăștiere a nevoii de a învăța multe și mărunte, dar fără nicio miză și fără niciun rezultat practic. Chiar dacă au noroc în viață și pot avea oportunități, pot trece pe lângă ele din neatenție și lipsă de orientare în plan social. Deci e nevoie de măsură a acțiunilor în această situație. Aspecte nefavorabile cu Saturn. Chiar dacă s-ar putea să fie o dramă de disciplină, nu este folosită într-o variantă clară, concretă, cu responsabilitate. Poate să-și pună diverse piedici, să se autosaboteze sau să-i găsească persoane care să-i pună piedici, să nu se orienteze în planul concret al vieții pentru a realiza anumite obiective. Pe de altă parte, există tendința de înțepenire în proiect sau de a fi foarte dogmatici și să aibă idei fixe și puține. Adică nu ies din pătratul propriu. Aspecte nefavorabile cu Uranus, chiar dacă există nevoia de rebeliune, nevoia de independență, idei care mai de care, e posibil ca nativul să nu concretizeze ceea ce îi trece prin cap și să fie un haos în general în viața lor, care mai mult le complică viața decât le ușurează drumul în viață. Aspecte nefavorabile cu Neptun, nativul poate să se izoleze prin activități care duc la evadare din viața reală, să viseze cai verzi pe pereți, poate să aibă talente diverse, dar pe care să nu le valorifice într-o variantă concretă și cu niște rezultate pentru a fi și ei mulțumiți. E posibil să trăiască într-o confuzie permanentă, pentru că niciodată nu știu pe ce drum să o ia. E ca și cum ar fi la o intersecție cu mai multe drumuri și tot timpul aleg ceva greșit, se întorc, este o lipsă de claritate acolo și visează foarte mult la chestii care nu există în realitate, adică se iluzionează. Aspecte nefavorabile cu Pluton, chiar dacă au putere și magnetism, pot fi extremiști în manifestarea în viață. Pot trece prin tot felul de situații complicate. Simt nevoia de un control excesiv în viața lor, ori să-i controleze pe alții, mediul sau orice altceva, pentru că atunci când nu au control, au impresia că pierd totul în viață. Pot avea obsesii de care foarte greu pot scăpa pentru că consideră că sunt foarte importante și au tendința să manipuleze pentru a avea niște avantaje. Numai că avantajele astea, chiar dacă pe moment pot apărea, nu țin mult pentru că într-un final și lumea se prinde de stilul lor de manifestare. Acum uitați-vă și voi în harta voastră unde este Lilith, ce aspecte face cu alte planete din harta natală. Aștept întrebările și comentariile voastre în descrierea acestui vlog. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Pa, pa!